Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Resident Evil 2. Vreau să vă mulțumesc pentru urările de la mulți ani din episodul anterior. Îmi fuge cursorul de pe ecran. Deschidem harta și ne vom duce în main shaft. Vom ieși pe aici pe la dreapta și hai să vedem cam care e situația noastră. 0 gloanțe, 6 cu 5. O situație destul de urâtă. Pentru că întotdeauna ne bazăm pe gloanțele de pistol pe care nu le mai avem. Ne uităm repede la gunpowder. Dacă le combinăm, facem un... Commander Gunpowder Shotgun Shells. Ok. Cred că vom face așa. Trebuie să ne bazăm pe ceva. Adică nu am... De ce nu e asta cu roșu? O să-l mai folosim în viitor? Interesant. Ceva de viață nu avem. Ba, avem. Mamă, nu stăm bine, băieți. Vă zic. Deci nu stăm bine, ok? Nu știu. Combine. Și partea proastă este că... Cred că vine ăla după noi. Partea proastă e că trebuie să mă duc să mă tund. Și am programarea în mai puțin de... De fapt, până ajung acolo și așa, nu știu dacă mai ajunge o oră să filmez episodul. Cam asta încerc să vă spun. Ori o să fie episodul puțin mai scurt ca de obicei, poate 40 de minute. Ori... o să completez eu episodul după ce mă întorc. Gen, filmez acum 40 de minute și mă întorc și mai joc 20 sau cumva, habar n-am. Nu știu exact cum o să fac, dar rămâne de văzut. Așa. Bun, deci, da, avem ăsta, ok, țin minte de data trecută. Nu ne mai urmărește tirantul ăla sau tyrant. Adică ne urmărește și după aia ne-a lăsat cineva. The G-sampled. Mamă, ce tehnologie au ăștia. E nebunie. Mamă, băieți, nu știu, mă, nu mă simt bine cu zero gloanțe. Mamă mia. Gloanțe, te rog. Plus. Da. Lab Digital Video Cassette. Mă gândeam unde am putea să... Mă, dar de ce n-are și ăsta o... Frate, o... Niște gloanțe la el, pe bune. Vine să plâng, băieți. A, de-aia ne mai trebuia, mă, ăla, uite că e acolo. Hai să ne uităm presul. A, uite, mă, e baza noastră aici. What? Stai, ce? E și unde e ăla de salvat? Că de obicei erau amândouă, unul lângă altul. Din partea elaltă? Ne-a pus ăsta fix ca să scoatem și să-l folosim, ești nebun. Ce zice pe el? Boss? Nu, e fără B. Am uitat că trebuie să-l configurez. Dă-l înapoi. Dă-l în coa, băieți. Sau dați-l în coa. Deci trebuie să selectăm asta de aici. Pac, pac, pac. Și parcă era aproape setat de mine. Da. De data trecută, când l-am folosit și n-am știut că trebuie să schimb frecvențele acelea. Perfect. Thank you. O să-l punem acolo. Grenada avem sau le-am prăpădit pe toate? Vai de mine. Tarararam. Hai să ne uităm la TV-ul. Ia. Yeah. O 1998. Băi, lasă-mă. Avea GoPro ăsta, ce avea el? Dr. Birkin, you come along with us quietly. You think I didn't know you were coming? This is my life's work. I'm not handing over anything. Cred că folosește virusul pe el. I'll ask you one more time. One more time. Stop, hold your fire! Treaba a devenit cam sângeroasă. Our orders were to bring him in alive. Opa, cineva va fi supărat. Misiunea lor era să îl captureze pe ăsta în viață. Target resisted. We had to take him out. Bă, that's correct, sir. Ce drept? El a încercat să îi împuște pe ei. Dar puteau să tragă la picioare sau ceva. Plus că ăștia nu sunt echipați cu veste antiglonț. Și nebunel. Cred că da. Deci...
Au luat servieta și au plecat. Da. Ăla erau. The G samples. The G's Louise samples. Ce n-ai mai asta? William Birkin's inbox. Este e-mailul tipului care a murit în video. The Umbrella Corporation has decided to cease all research on G, which was ongoing at the nest underground. Cred că noi suntem după ăștia, Umbrella Corporation. All funding for this project has been cut. Thank you for your mail, așa. Do not worry about costs or companies more well than așa. Costuri, chestii. I heard good news, G is almost ready. And don't worry, you're done, you've done good work. We can take care of the rest. Ah, i-au zis în e-mail, mă, că vor ei să pună mâna pe virusul G. I-au zis lui nenea doctor, ok, poți să ieși de aici? Please respond to the investigation committee summons within the... Aha, să răspundă la nu știu ce, dar n-a mai răspuns că a murit, sau poate n-a răspuns și a venit ea după el. Nu o să știm. Ok, deci nu e de aia de salvat. Corect, ce nebe asta? Video player, păi de ce? Nu ne-am uitat la el? Adineauri. Ok. Gloanțe, ne dai? Ne dai ori nu ne dai? Hai să băgăm asta la loc în... aici, în chest. În chestan. Dă-mi gloanțe. Turbez dacă nu-mi dai gloanțe. Fac urât rău de tot, băieți. Pur și simplu, nu mai vrea să ne dea gloanțe de pistol normal, deci... probabil, nu știu, vrea să folosim astea de shotgun. Dar știu că mi-a zis că o să vină un mare, mare boss peste noi. Și de asta prea aș vrea să le folosesc pe alea de shotgun, dar... am prăpădit prea multe gloanțe în episodul anterior cu plantele stupide. Zombie plantă, frate. Deci episodul anterior chiar m-a disperat. Nu mi-a plăcut. Adică nu că nu mi-a plăcut, nu mi-a plăcut partea aia. Că m-am cam chinuit cu gloanțele. Chiar a fost... îmi luasem trigger la finalul episodului. Pe bune. Pe bune, mă, băieți. Ok. Mamă, ce mă aia. Arată ca un cap de extraterestru, cu ochi. Research diary. Da, le puteți citi voi băieți. Și îmi spuneți rezumatul în comentarii. Pentru că ne grăbim, aici nu avem timp. Ha. That was easy. Are virusul? All right. Now back to Ada. Da, crezi tu back to Ada, că acum se întâmplă ceva. Am jucat de ajuns jocul ăsta ca să știu. No, nu lockdown. Self-destruct? Pentru că am luat o... am luat o chestie de-aia. Ăsta e boss-ul băieți de care îmi ziceați? Ok, poate să-mi zică și mie cineva. Cine e tipul ăsta? Că n-am înțeles. Wow. He's mine. E, na. Saved! The hell's going on? Sorry, William. Left me no choice. William. Și spoiler alert, nu moare sau care e faza? Bă, lasă-ne cu self-destruct sequence. Vorbește pe fundal lui Jack, auzi. Why? E soțul ei. It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. You're Umbrella too. You're telling me you weren't involved in this? Yes. Este Umbrella. But we never meant for this to happen. Then tell me everything. Right from the start. Da, nu cred că ăsta e locul potrivit. You don't get away that easily. Da, m-am zis că folosește pe el. Da, mă gândeam eu. I-am văzut părul așa blond. Good God, William. Și semăna cu monstruleță. What have you done?
M-am prins. You made this monster. We made the G-virus, but we never intended. Și acum se trezește monstru și ne batem cu el. You're still responsible. Prins, am jucat destule jocuri. Nu vreau să-mi dau seama cine aia se întâmplă. Damn. Femeia asta s-a dus cu ea. Ok, William. Shit. Cu siguranță gloanțele mele îl vor omorâ, băieți. Cum s-a mai ridicat după ce a aruncat-o în perete? Ar fi trebuit să aibă toate oasele rupte. We can't let him get away! Ah, va fi un episod lung, înseamnă. All right. Nu mai avem la dispoziție decât vreo 30 de minute. Vai, zic că mi-a salvat automat. Nu mi-a salvat automat. Ar fi bine să-mi salvez acum automat. Bă, cred că am nimerit un ochi. Mama. Caution. Ce fac acolo? Aici pot să merg? Ah, ok. Hell yeah, brother. Oh! Oh, șalele mele. Pardon. Te fac pilaf, fraiere. Mamă, ce avem noi aici. Mi-a zis cineva în comentarii că o combinație de... Oh, glanțe. O combinație... Oh, șalele mele. Bă, mai ușor, mă. Bă, stai așa. Stai un pic. Ia stai, mă, o secundă. Stați așa, băieți. Lasă-ne, mă, cu bug-uri. De la controls, aiming, scade asta de, bă, la minimum minimului, mă. Să dau aici la senzivități. Da, păi da, nu se aplică, e tot la fel. S-a spart un ochișor. Pistolul ăsta e bun, care acuratețe. Olu, guțimane, l-am spart. Gotcha, scumbag. Ok, cred că e timpul să murim, nu? Nu! Cum ne bate ferici de așa ceva? Vreau și eu să știu. Piua. Zic că e ceva de viață aici, nu e, nu? Cred că până aici a fost episodul, băieți. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Pentru că s-a zis cu noi. Și gata. A fost destul de rapid, nu-i așa? Bă, dă-mă ceva de viață. Trebuia să-i dau cu flash-ul și apoi să trag cu pistolul. A, și nu mi-a salvat jocul. Piece of shit, dude. Oh my god. Zic cum dai de aici. Ah, chiar a dat bine. Da. Oh! Ia că s-o taie din mână, ați văzut? Cred că îi dăm pe șale cu asta. Hai mă, pleznește-o. Cred că i-am luat ceva din viață. Ok, băieți. Și-și bagă alea înăuntru. Am înțeles. Mai sunt multe chestii pe aici pe care eu nu le-am văzut prima dată. Look at that! Mamă, atâtea gloanțe! Înseamnă că trebuie să tragem mult în el. M-ai ratat, prietene. Pia. O mănâncă nasul. Aoleu. Mamă, dar nici... Nu știu, expune ochiul ăla. Calm down, trooper. Hai mă, cu de câte ori, da?
Hai frate, lasă-ne. Mamă. Nu putem să nimerim ochiul ăla, uitați-vă și voi. Lasă-ne, lasă-ne. Ok, mai e unul pe spate. Resimt că o să mă enervez destul de tare la boss-ul ăsta. L-am spart, l-am spart, l-am spart. Scoate alea din piept. Sunt mort? Mai am o de viață, mai am una, mai am una. Ok, dubla 2, fiți atenți. Facem așa. A, poate doar una să fie echipată. Unequip. Ce pana mea e, mă, cu grenada aia, frate? Arunc-o ca lumea. Trebuie să începem iar, că a aruncat ăsta. Am uitat că aruncă grenada ca un tântălău. Credeam că m-a lovit. N-are ochianele. Vai de viața mea. Și sunt mort? Și sunt mort. Am avansat, dar nu de îndeajuns de mult. Trebuie să învăț cum să mă ferez de atacurile lui. Holy fuck, dude. O, iar, mă. E atât de aproape să moară, cred, o să treacă la stage-ul următor, dar trag în el și nu pot să-l omor. Vai de mama mea, hai, arată-ți pieptul. Știu că sună ciudat, dar... Ah, yes, got him! Ok, știu că nu l-am bătut, dar... L-am bătut? Ah, hai mă că n-a fost greu dacă l-am bătut. Dacă i-am dat rectul. M-a așteptat la încă un stage. După asta. Shut the hell up! Bă, am rămas cu 20 de glonțe, dar le-am prăpădit pe celelalte. Da, stați așa să mai căutăm o secundă peste tot. Să fiu sigur că n-am... Cred că am ratat o grenadă. Pe undeva pe aici. S-a dispărut. Măcar nu știm că nu mai vine un alt boss decât tirantul ăla. Sau poate mai vine? A, nu cred. Jesus. That looks bad. Feels worse. Believe me. Talk about what you said. I don't know how much I believe. Just tell me he'll destroy that G sample. No, it's evidence. It's going to the FBI. You trust that bitch? Oh. What's that supposed to mean? She's not FBI. She's a mercenary. She's gonna sell it. The G virus is gonna go to the highest bidder. That's bullshit. Serious? I hope you're right. But if the G virus gets into the wrong hands. Oh. Deci, Aida nu e de la FBI, este un mercenar. Sau cum ne-au traduce mercenary, cred că așa, nu? Un asasin, ce, o mamă. Ok. Eu sunt curios, cineva s-a întâmplat cu fata de la începutul jocului, mai țineți minte? Părea că lui, Leon îi place de dânsa. Și apoi a dispărut după ce ne-au separat zombii aia. Holy shit, dude. Ok. Huh. Și acum să ne întoarcem la Ada. Ok, presupun că mergem pe aici, adică nu avem pe unde altundeva. Mă mișcă. 100% vine Tyrant-ul, 100%. Opa.
Ia, că sunt curios ce se întâmplă. I was just thinking about you. That makes two of us. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please, tell me you got it. Oh, I got it. Oh, I got it, baby. Let me verify the G sample. We get but the there is more to before it. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Uitați-vă la fața lui Leon! Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? Ooh! As I realized. Over my dead body. Oh, uite, I did it. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you. Oh. Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine. So drop that damn gun. I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. Morivamo de oricum. Îmi place cum stă el cu pistolul și la lanterna. But I don't think you can. Am pușcat tot cealaltă fază? Oh! Ida! No, no, salva pe nemernic. Oh, no. No one gets that sample now. Poate se transformă și ăsta într-un zombie. Un monstru de ăla. Hold on. I think I can... Oh, shit! Adios, Ada. Shut up, I've got you. It's not worth it. Don't do this. Oh, no. Hai, fii bărbat, Leon. Oh, shit. Mai avem o iubită. Take care of yourself, Leon. No! E, ok, băieți. Ne mai așteaptă o domnișoară. RIP Ada în comentarii. Habar n-am. Trebuie să mai văd o dată secvența. Trebuie să mai văd o dată secvența pentru că n-am înțeles. Deci ia a ținut pistolul către noi, a vrut să ne... Whoa, whoa. Shit. Escape the lab. Aici? Ok, deci ea a vrut să ne împuște și după aia le-a zis nu poți să mă împuști și a lăsat pistolul și apoi a vrut cumva iar să ne împuște? Sau a împușcat-o... femeia aia pe Ada oricum. Voia să o omoare oricum, nu? De ce ne mai ducem în jos? Evacuăm? Ok. 10 minute? Damn. Care avem gloanțele astea? RIP Ada, de nu m-am gândit niciodată că ar putea să fie un mercenar sau ce naiba era. Și chiar ne-a mințit. Dar ținea puțin la noi. Cel puțin așa vreau să cred. Nu o să folosim ăla acum. Detonation. O, nu e cealaltă iubita noastră? Clear. Da. Leon? You're down here too. Yeah. But the whole place is coming down. But n-ai mă ce să-i faci lui Leon. E gagicarul meu. Dă scapă de una de alta. Fast. Yeah. There's a way out. We can make it. Da? Where are you now? Claire, are you still there? Leon? Hey Leon, you're breaking up. Cine vă sunt purii ce? Forget about me. Credeam că am muște pe ecran. Just get out of here. Și acum vine tirantul. Hamă că aștept tirantul ăla, știu că vine după noi. Că n-ai cum să scap de prostul ăla.
evacuate immediately. Yeah. Oh, poți să salvezi aici. Thank God. Thank goodness. Și? Avem o ușă aici? Aha. Ce frumos vă duc. Credeți că reușim, băi, să scăpăm din prima? Oh, fucking hell. E piece of shit. Nu ăsta, oricine, dar nu ăsta. Na, n-ai cum. N-ai cum să-i dai juc, asta mă enervează. Mănâncă asta, mice. Bă, vă urăsc din... Trebuie să tragi în el. Zombia chiar îi urăsc din suflet, deci nu îi suport. What? Hai. Mai avem 8 minuțele. Minutes until detonation. But that's a nation. Fudge, man. Și chiar nu avem gloanțe, adică doar de pistol. Oh, shit. Is this a fucking joke? You piece of shit. Exact asta ne lipsea, eram sigur, n-ai cum să scap de ăla. Cine ne avem aici, mă? Bă, tirantul ăla e... Nu e om, e altceva. Ai de capul meu. Save! Care erau șansele să explodeze, să ne salveze? Șalele mele! Normal că ăla nu moare, stați liniștiți. Poate să ia foc, să-i facă orice. Nu te relaxa, Leon, că încă mai e. Mai e. Bagă mare. Bottom level, nu știu ce. Bine, mă, că nu avem destule gloanțe, ăsta e adevărul. Oh my god, joint plug. Ai de viața mea. Ai de viețulica mea. Pe bune, avem prea multe gloanțe. Mai punem câteva acolo, că eu zic că 70-80 de gloanțe le ajung. Uite-l. Bagă mare, hai. Zoink. Vine liftul sau ce? Al boss? N-are cum. Vai de viața mea. Ce i-am făcut tipului ăluia ca să vină halul ăsta după noi? Bă, ce ți-am făcut? Ce ți-am făcut eu ție de mă urăște așa tare? God of War, tu ești. Ce pot să-i fac eu ăstuia, băieți? Da. Seamănă puțin cu Thanos, dacă stai să te gândești. Na, nici nu-i nimeresc cap. Thanos, calmează-te. Aoleo, Superman punch. Super kick! Băieți, nu știu. Spuneți-mi în comentarii cât de mult îl iubiți voi pe tirantul ăsta. Deci sunt un fel de juc. Ok, aia n-a fost o idee bună. E că mai bine continui să fug. Oh, abia mi-am dat viață, glumești? Și ceva aia de te naiba de țăran. Da, adu-l lângă mine. O grenadă nu-l potolește. Și ai bă, faci pe tine. Not good. M-a omorât dintr-o bucată, trebuia să-i trag în piept? Eu n-am văzut că îi bătea inima în piept acolo așa.
Mamă, mi-a plăcut mult, mă, băieți. Ce pot să spun altceva? E... șmecher rău de tot, dar mi-a salvat de aici. Îmi place. Jocul ăsta e chiar frumos făcut, să știți. Adică nu are... că era o muscă pe facecam. Nu are salvările alea scârboase care te forțează să... are autosave-ul ăla bun. Adică salvează chiar bine. Întrebarea mea e... îi fac ceva cu inima aia sau... e la mișto? Că sunt curios. Ia de aici. Nu cred că îi fac nimic, nu? Opa! Bă, inima se presupune că e fragilă, nu că... o are inima de... piatră, de metal. Mamă, păi e perfectă piatra asta, băieți. Nu mai e perfectă piatra, băieți. Că o sparge nemernicul. Nu, cred că trag degeaba. Trag ca prostul degeaba. Nu vreau, mă, examen, folosește asta. Nu mi-a făcut nimic. Același fucking lucru, îți bagi joc de mine. Aha. Trebuia să mă pun în spatele pietrei ca să mă feresc de atacul acela. Stai, bă, așa mitică. Aoleu, mă. M-a cocoșat ăsta. Ratele meu, nu pot să trec pe nicăieri. Uite, bă, la o... păi n-am... ok. Sunt moarte, așa e. Ia. What? Oh, aia a fost mai aproape decât credeți. Wow, wow, wow. Wow, dude. Sunt aproape de moarte și am 1 HP. Oh. Wait. We'll call it even. Aia era cumva Ada? Oh, stai așa, nu mă omoră chiar acum. Where did this thing come from? Oh, sunt mort, așa e. Holy fuck, echipează-l că n-avem timp, băiatul meu. Equipped? Shortcut. Yes! Raf l-am făcut pe fraier. Get wrecked, noob. Ai de viață. Apa, nu s-a terminat? Ok. E, na. Mama, dacă vine un zombalo pe mine. Ai de capul meu. Ok. I guess. I can do this. Nu mai am viața, aia e problema și mi-am folosit toate nebuniile mele de heal. Shit. Gotta get out of here. Follow the damn train, CJ. Aș vrea să spun că a fost aproape, dar mai era până exploda. Habar nu s-a întâmplat acolo. Mai erau vreo 4 minute, nu? Deci Ada nu a murit?
Că aia ne-a aruncat. Can't believe I actually miss her. Se referă la Ada. El nu știu dacă a văzut cine i-a aruncat, probabil că nu. Dar noi am văzut. Pentru că nu cred că era Claire. Oh. Leon? Hey. Doamne, Claire seamănă atât de mult cu fata din Tomb Raider, cum o cheamă? Claire chiar seamănă cu fata din Tomb Raider. Am uitat cum se numește domnișoara. Deci, aici se încheie jocul. Știam oarecum că se încheie aici jocul, m-am uitat puțin pe YouTube să văd cam cât mai avem și am văzut că după lupta cu tipul acesta, era un playthrough. S-a schimbat direct pe playthrough-ul, pe playthrough-ul cu Claire și m-am prins că, că acolo era finalul, dar n-am văzut ce s-a întâmplat. Interesant, deci... În final cam ciudățel. În final cam ciudățel, băieți. Prea rapid, adică nu aflăm și noi ce se întâmplă mai departe. Ok, au distrus virusul G, presupun, dar... se încheie așa prea brusc, nu știu. Mi-a plăcut să văd ce se întâmplă mai încolo puțin. Nu chiar așa, după boss fight, un gata, ending. Mare ending ce primim, corect. O să dau skip aici. Ia să vedem. Părea că o limbă gigantică. A hero emerges. Leon S. Kennedy. Standard mode, total time 6 ore. 61 de save-uri. Eu am o problemă. Eu trebuie să salvez non-stop. Ai de viața mea. Da, majoritatea save-urilor nu a fost nevoie de ele, dar mă rog. Mi-a plăcut jocul, sincer. Însă am o întrebare pentru voi, băieți, pentru că știu că v-a plăcut și vouă seria și ați vrea să mai vedeți episoade în continuare. Putem să mai facem o treabă. Joculețul acesta, în momentul în care îl începi, New game second run has been unlocked, selected under story. The ending and certain parts of the game are different in the second run scenarios. Huh. New game second run, play through the second scenario from the beginning. View your game completion results. Aha. Leon second, Claire second. Nu vreau să joc iar. Vreau să dau new game și să joc cu Claire Redfield. Ce părere aveți? V-a plăcut seria și jocul? Îndeajuns de mult încât să vedem. Bine zic să vedeți, dar văd și eu alături de voi. Să vedem împreună prin ce a trecut de fapt Claire. Nu știu. Apar n-am cum să zic asta, băieți, dar parcă a apărut prea puțin Claire. Apar n-am, s-a concentrat mai mult în jurul lui Leon și al lui Ada. Dar este un joc bun, într-adevăr, chiar mi-a plăcut. Vreau să spuneți în comentarii dacă vreți să ne jucăm și cu Claire Redfield sau nu. În funcție de susținerea episodul acesta vom face măcar un episod. Bă, măcar... Am înțeles din ce mi-a zis Insanity, pentru că l-a jucat și el, știți voi. Insanity joacă Fortnite așa. A jucat și el joculețul și a zis că el a ales prima dată cu Claire, n-a ales cu Leon. Și a zis că primele 40 de minute din joc sunt cam asemănătoare ca la Leon Kennedy, dar după aia jocul într-adevăr diferă. Și asta mă face curios, adică de ce să nu-l rejucăm? Mie mi-a plăcut. Rejucăm puțin la început, dar după aia este alt gameplay. Ați văzut cât a fost, au fost 6 ore la cu Leon. Poate și cu Claire încă 6 ore, habar n-am, 4 pe acolo, rămâne de văzut. Deci, îmi spuneți în comentarii, băieți, dacă v-a plăcut sau nu. Ați văzut că s-a schimbat facecam-ul și așa, pentru că am înregistrat ziua următoare, a trebuit să plec la începutul episodului și după ce am plecat nu am mai filmat iar, așa am așteptat ziua următoare și am filmat, după cum bine vedeți aici. Și la începutul episodului, ca un prost, am jucat Plants vs. Zombies și am tăiat imaginea. Nu știu cum să zic, și în momentul în care am registrat Resident Evil, colțurile din imagine era mai tras așa de colțuri. Mai cu zoom, dacă înțelegeți. Cele 40 de minute. Abia acum am realizat ce am rezolvat. Dar mă rog, cred că nu v-a deranjat per tare, sper. Din nou vă mulțumesc pentru atenția acordată, băieți. Și eu cred că o să ne vedem la un următor episod cu joculețul acesta. Nu cred că se încheie seria aici, așa zic eu. Rămâne de voi, din nou vă mulțumesc pentru atenția acordată. Iar noi vom vedea data viitoare, pa, pa.